În documentul transmis de Camera de Comerț Americană către mediul politic este și un capitol dedicat fiscalității. Așa că astăzi îl avem alături de noi pe domnul Vlad Boeriu, membru în Consiliul Director al Amceam România, care s-a ocupat exact de partea de fiscalitate din acest document. Salut! Salut! Mă uităm aici în document și văd că în continuare susțineți revenirea la cota unică de 16%, așa cum a fost ea inițial. Dar întrebarea mea este, 16% fără să se mai modifice nimic la contribuții? Aș începe așa. Cota unică a fost un deziderat al României de foarte mult timp, o avem implementată de, de foarte mult timp și ea, credem noi că funcționează. Au apărut de-a lungul vremii foarte multe excepții la această cotă unică și dacă e să vorbim practic, suntem într-o într situație în care nu avem efectiv o cotă unică, ci avem o cotă unică, cu foarte multe uh, excepții. Dacă, uh, dacă ar fi să ne gândim că trebuie uh, o suplimentare a veniturilor bugetare din, uh, din impozitare, uh, credem în continuare și susținem că cota unică uh, este importantă pentru competitivitatea României și ar trebui păstrată și, probabil, Generalizată, generalizată aplicarea ei, adică reducerea numărului de, de excepții. Firește că asta ar însemna o creștere a, a procentului, a, și atunci, da, ea ar trebui să vină în corelație cu o plafonare a contribuțiilor sociale. A, România e una din foarte puținele țări care are o. A, neplafonare, nu are o plafonare a uh, contribuțiilor sociale și atunci o combinație între cota unică într-adevăr cu o plafonare a contribuțiilor sociale la un nivel pe care uh, autoritățile ar trebui să-l să calculeze și să-l stabilească. Credem că ar fi oportunitatea cea mai bună pentru, uh, pentru viitor. Dar aici document, asta vorbind versus tot felul de discuții care au apărut în, în mediul public de impozitare progresivă sau alte, alte creșteri de, de taxe, care credem noi ar avea un efect mai nociv în, în economie. Când ați vorbit acum de plafonarea contribuțiilor, aici spune așa, că plafonarea bazei de calcul a contribuțiilor sociale la maximul 6 salarii minime pe lună, 72 de salarii minime pe an. La cum este scris în metodul de față, pare că se va aplica doar pentru salariile foarte mari, pentru că, este, pentru că este la 6 salarii minime pe lună. Adică nu sunt mulți români care au 6 salarii minime pe lună. Într-adevăr, așa este. Acest plafon este prevăzut momentan în codul fiscal în anumite situații. Da, pentru PFA-uri, activități independente în general. Exact. Și noi nu am făcut un calcul efectiv cu impact bugetar, dar am plecat de la premiza că dacă acest plafon este prevăzut în codul fiscal, o extindere a lui, da, o generalizare a lui ar fi oportună. Într-adevăr, Vorbim, uh, uh, vorbim într-adevăr de aplicarea lui pentru veniturile uh, care depășesc uh, această sumă și, într-adevăr, ea se, se va aplica celor care uh, câștigă, uh, câștigă mult. Acum, dacă ne uităm la anvelopa salarială în România, iar iarăși avem un procent extraordinar de mare de contribuabil cu salariu minim pe economie pentru că avem și foarte mulți antreprenori care au propria firmă, o micro-întreprindere, mai sunt vreo 400 și ceva de mii în momentul de față și automat sau ca să-și mențină să rămână în continuare la impozitul pe micro-întreprindere, au preferat să fie angajați de O parte dintre ei, nu spun că toți, o parte, câteva sute de mii, așa lucrează. Este adevărat, da. Și acolo, normal, nu putem să vorbim de o plafonare. În, în astfel de situații, că avem procentele de contribuții sociale, dacă ar fi să vorbim despre ceva, ar fi despre o reducere a, a lor. Având în vedere situația bugetară, să spunem, a, deficitele existente, nevoia, a, nevoia statului de a colecta mai mult, așa cum autoritățile a, continuă, să, continuă să susțină, a, este extrem de puțin probabil o reducere a nivelului contribuțiilor sociale. Dacă mă gândeam dacă se va aplica, să spunem, plafonat pe modelul activităților independente, în general, așa, practic, e vorba de firmele, vor trebui cumva să aplice altfel declarația 112, mă gândesc, că nu știu cumva se va depune oare anual, nu știu, mă întreb, mă întreb cum va fi practic. Din punct de vedere practic, rezolvată măsură în momentul de față. Că acum angajatorul trimite pentru contribuții respective declarația 112 fiecare lună. Mai există uh, anumite tipuri de contribuții uh, extrem de limitate, și ca număr, și ca valoare, care, într-adevăr, sunt plafonate. Deci nu cred că ar fi o problemă în implementare. Da, trebuie doar de reglementat din punct de vedere al codului fiscal și exact. codului de procedură fiscală ca să... Mm -hmm. tot, tot am cu partea de micro Cum vi -mi se pare, nu vă zic că nu deloc în documentul acesta uh, ceva legat despre scăderea pragului la micro lucru despre care se tot vorbește în ultima perioadă. Nu, nu are, uh, am, am nicio părere... Pro, contra, încă o reducere? A fost dezbătut foarte, foarte mult în mediul uh, public, să spunem, uh, partea de micro-întreprindere. E prevăzută în PNRR uh, și, într-adevăr, regimul de micro-întreprindere a, uh, a fost benefic României la momentul introducerii. Uh, în practică, însă, uh, în, foarte multe, în foarte multe situații sau în foarte multe cazuri s-a abuzat de acest regim. Și avem situații în care uh, este în continuare extrem de folosit. Din acest motiv, folosit, să spunem, contrar uh, sensului sau intenției, uh, intenției legiuitorului. Uh, și atunci avem, într-adevăr, măsura aceasta în PNRR, care, uh, care ne îndreaptă spre o uh, eliminare, într-un final, a regimului micro-întreprinderilor. Eliminare completă, că înțeleg că se dorește totul să mai rămână niște, niște companii la început de drum care să plătească 1 sau 3% după caz, că acum avem 1-3% impozitare pe micro. Da, eliminare, să spunem, o reducere semnificativă a numărului contribuabililor. Sigur că, în continuare, poate să existe acest regim și el este benefic unui segment anume din, din economie. Mici întreprinzători la început de drum, așa cum ați spus, sau mici uh, uh, afaceri de familie, să le spunem, care într-adevăr rămân la nivelul de mici afaceri. Și atunci ar veni o simplificare și pentru contribuabil, că nu trebuie să stea să-și facă calculele profitului și așa mai departe, și și pentru autoritatea fiscală, care trebuie să va administra mult mai ușor sau administrează mult mai ușor un număr de contribuabili care au o cifră de afaceri extrem de mică. Am, observat aici că vorbiți și despre implementarea completă și, și, eficientă a sistemelor digitale. SAFT, ROE Factura, ROE Transport, SPV, e Case de Marcat, e sigilul. ROE Transport, adică în momentul de față sunt unele probleme, înțeleg că chiar o companie mare americană, nu pot să-i dau numele, a, refuzat anul acesta să mai trimită ceva direct în România, a trimit într-o altă țară vecină și se ocupă alți distribuitori de aducerea acelor produse în țară. ROE Transport e... De ce este inclus aici? Este inclus pentru că legiuitorul l-a inclus. A, și am avut, dacă vreți, în ultimii 2-3 ani acest heirup extraordinar de, de mare în sensul digitalizării administrației fiscale. A început să afte, într-adevăr, ultima noutate este ETVA. A, aceste uh, modificări au venit cu o presiune foarte mare pe nivel, pe, la nivelul contribuabililor, care au trebuit să-și adapteze de la sisteme informatice la politici uh, contabile, logistice, dacă vorbim de, de transport și așa mai departe. Mai există și în, uh, și în alte țări, în diferite forme sau în diferite... Dar uh, cu codul diferite... nostru uit că practic aici e toată problema asta, de asta și compania respectivă a refuzat, a zis că nu mai trimite nimic în țară. Efortul ăsta foarte mare uh, din partea contribuabilă pe digitalizare uh, a venit și din partea autorităților cu implementare cu siguranță, dar din partea uh, autorității fiscale lipsește momentan din punctul meu de vedere, partea de administrare a tot ce înseamnă această digitalizare. Și aici încă este nevoie de investiții în partea de hardware, în partea de software, și atunci, da, totul se întâmplă, spre exemplu, prin SPV. SPV-ul nu a fost gândit, spațiul privat virtual, nu a fost gândit. Uh, în acest sens de la început el era un mijloc de, de comunicare nu neapărat să depui și toate facturile din uh, emise în România și să obții UIT-uri pentru e-transport și așa mai departe uh, în PNRR există uh, un capitol care să, uh, să acopere și partea asta de investiții doar că ea se va întâmpla undeva înspre anii 2026 sau mai târziu chiar Uh, și atunci, da, în practică, uh, avem, vedem uh, aceste uh, deficiențe ale, uh, ale digitalizării. Uh, din nou, eu, în general, am fost adeptul digitalizării autorității fiscale, pentru că, uh, clar, va duce la o reducere a evaziunii fiscale și este un mecanism. Bun sau foarte bun de a acționa exact acolo unde este problema, exact acolo unde uh, vedem, uh, vedem că este uh, un. Avem acțiuni fie contribuabili, fie sectoare de economie care activează în uh, zona neagră sau gri a, a economiei. Da. Sperăm să avem și partea de uh, digitalizare din partea NAF-ului. Uh, upgradată, să spunem, așa încât odată comunicarea și interme uh, intermedierea transmiterii de date între contribuabil și ANAF să se facă într-un mod mult mai, uh, mult mai facil, pe de-o parte, pe de-altă parte uh, să vedem că ANAF-ul utilizează uh, cu softuri adecvate de big data, de uh, interpretări și așa mai departe, toată această informație pe care o primește. Și să poată să acționeze rapid acolo unde, acolo unde este necesar. Înțeleg că programul legat de Big Data cred că va fi gata abia prin 2026, parcă spuneau recent autoritățile, deci mai e până atunci. Da, în PNRR atunci ar fi prevăzut. Legat de ETV, a fost anul ăsta a introdus etv a vedem că vin notificările respective, majoritatea cu erori, văd că îl dori să, le, să, le, să, le, să, le, să, fie de fapt cu totul eliminat. De ce? Deși, deși cred că deja am răspuns la întrebare, dar vreau să vă aud pe dumneavoastră. Temerea mediului de afaceri uh, în legătură cu etv ul este că tocmai vine tocmai din capacitatea ANAF de a corela toate informațiile pe care le, le obține, uh, de a le analiza uh, și de a veni cu, cu ceva relevant. Și temerea este că... Informația pe care poate a poate a să o extragă și să o proceseze din, din sistemele lui va fi tot timpul diferită de situația efectivă a contribuabilului. Și atunci ajungem în situația în care un număr foarte mare de contribuabili, mai ales cei cu tranzacții multiple și complexe, vor ajunge să trebuiască să dea explicații lună de lună pe niște lucruri care, în mod normal, ar fi, ar fi, să spunem, standard și asta duce la o împovărare mult prea mare a contribuabililor. Ori, informațiile relevante se găsesc deja la nivelul autorității fiscale, în principiu prin Safti. Saftiu, care este o raportare extrem de complexă și e, de fapt, transmiterea unei oglinzi o glinză a, a situației financiare a companiei către, către autoritatea fiscală. ETVA a are rolul temporar, din punctul meu de vedere, a, de a suplini lipsa capacității de, capacității de analiză a ANAF și atunci vine și uh, pune o povară din nou pe contribuabil să vină să dea explicații uh, pe niște lucruri care deja ar trebui să, să se regăsească la nivelul autorității fiscale. Credeți că va fi eliminat uh, ETVA-ul după, după ce o să depună și contribuabilii mici safteul de anul viitor? Că poate nu-și mai are rolul absolut nu știu, deloc. Așa este. Nu știu dacă se va elimina de la anul. Credem noi că odată ce Safteu va fi aplicat într-adevăr întregului anvelope de, de contribuabil pe de-o parte, plus capacitatea autorității fiscale de a prelucra toate aceste date, da, se poate renunța la foarte multe declarații fiscale, nu doar la ETVA, da, inclusiv la decontul de TVA. Uh, s-ar putea, uh, putea renunța pentru că informația deja ar trebui să se regăsească în, uh, în safte. Ce mai mai atenție aici este un capitol legat combaterii economiei subterane prin controle dese și eficiente. Avem și acum controle uneori dese și uneori că Se duc la aceiași oameni la care plătesc deja. Da, asta este problema, că în general se duc la, uh, la oamenii care plătesc deja. Aici... Aici apare tot timpul uh, un conflict de alocare de resurse, să spunem. Uh, atat timp cât uh, autoritatea fiscală trebuie să colecteze uh, o suplimentare uh, de venituri, să colecteze mai mult taxe și impozite, prin controle fiscale, vorbesc acum, și trebuie să facă lucrul ăsta, astăzi își va direcționa resursele către, tot către contribuabilii care sunt ușor de găsit. Care își plătesc, în general, taxele și va, va încerca, de fapt, să sancționeze o greșeală. Prin urmare, nu se vor aloca resurse acolo unde cu adevărat contează, în partea de evaziune. Contează și pentru autoritatea fiscală și pentru restul contribuabilor, pentru că evazioniștii, să spunem, sau partea. Partea de evaziune are un impact foarte mare în competitivitatea celor corecți. Dar apare acest conflict între obiectivele pe termen scurt, nevoia de a colecta astăzi bani la buget și atunci am îndrept tot către contribuabilii, de la care teoretic pot să iau relativ ușor bani. Și neglijez cazurile mai complicate de evaziune, unde alocarea de resurse duce la rezultate, dar duce la rezultate pe termen lung. Cum vedeți ideea de a introduce amnistie fiscală în momentul de față? Adică oamenii, că ați, ați, menționat acum că sunt oameni care nu plătesc, oameni firme, firme oameni, că vorbesc și persoane fizice și firme care nu plătesc și mai scapă, răscapă ușor de, de penalități în cazul firmelor, iar la persoane fizice se taie și 25 sau 50%, după caz, nu. Cred că e o măsură din nou tot în direcția de a încerca să colectez mult mai mult astăzi, de a face un heirup, dacă vreți, în a încerca să colectez azi foarte, mult mai mulți bani. Uh, părerea mea e cauza uh, nivelul uh, nivelul mare de deficit bugetar. Uh, deși am avut un an economic foarte bun na? am ajuns în acest uh, în acest uh, procent mare de deficit uh, deși nu am avut probleme în uh, probleme în economie. Da. Um, dacă ne uităm și o să a, dacă ne uităm acum a, câțiva ani, a, am avut situația de o situație relativ similară: nevoie, nevoie mare de, de bani la buget urgent și s-a introdus impozitul pe cifra de afaceri pentru marile, a, companii. Pentru marile companii, o măsură temporară. Concomitent cu, cu acea măsură, s-a vorbit foarte mult și s-a -a agreat, dacă vreți, cu mediul economic că vor exista și tăieri semnificative de cheltuieli bugetare. Pare că le așteptăm, nu? Da, uh, creșterea impozitării uh, a fost introdusă, partea de, uh, de cheltuieli bugetare nu s-au redus nu s-au redus sau s-au redus mult prea puțin mult dacă, prea dacă a, a existat o reducere. Și atunci, dacă ne vom tot învârti în acest cerc în care vin și încerc să acopăr Deficitul prin o creștere a impozitării, și nu o să mă uit uh, și la reducerea de cheltuieli, vom fi tot timpul în situația asta de trebuie să colectez mai mult, repede. Na? Și avem odată introducerea impozitului pe cifra de afaceri, pe care noi susținem uh, pentru care noi susținem eliminarea lui, așa cum a fost uh, discutată uh, inițial, ca fiind o măsură temporară. Credem că, uh, cred că trebuie să vorbim despre momentul în care acest impozit va fi eliminat, pentru că el aduce uh, mari probleme uh, în anumite sectoare din economie uh, și, pe de altă parte, uh, cred că trebuie să uh, statul să-și analizeze cu atenție cheltuielile și chiar să, uh, să vorbim de o reducere a lor, așa încât ele să vină la un nivel sustenabil. Avem toate eurile astea fiscale introduse și de anul trecut și anul ăsta. Va, probabil mai avem încă ceva așa în viitor, pe lângă e proprietatea. Pro, personalul ANAF este pregătit să, să le gestioneze, că pe partea de competențe digitale mă refer aici. Nu știu cât de pregătit e personalul ANAF uh, pe bază de competențe digitale. Părerea mea e că momentan le lipsește și partea de hardware și partea de software. Um, Partea de competențe digitale cred eu că se poate, cred se poate dobândi. Și, în general, dacă ne uităm, în momentul în care statul achiziționează un nou software sau o tehnologie, vine și cu partea de training sau vine cu solicitarea de training din partea, din partea furnizorilor anaf se confruntă cu o lipsă de personal uh, în, la modul general sau de ceva vreme, uh, dar lucrul ăsta e ceva comun în mediului de afaceri deja de foarte mult timp. Adică uh, o cu toții trebuie da. să ne adaptăm, uh, să ne adaptăm uh, unui uh, număr redus de, uh, de angajați sau uh, acestei, să spunem, uh, resurse limitate pe care, pe care o avem și care se vede își uh, vede efectele în, în economie.